Înțelegeți pentru totdeauna. Sunt niște colaboratori, nu au nicio putere oamenii ăștia. Nu au avut putere. Spuneți-mi unul dintre voi, cunoaștem toți, cunoaștem pe ăștia lui, la toți țiganii, că nu vreau să dau nume, am și 13.000 de oameni, nu vreau să fac reclamă la nimeni. Păi cine a bătut Nuțu Cămătar? Nu vedeți că eu acum l-am scos din paragina de aia, cum să spun, că nu știu să folosesc cuvinte de-astea. L-am scos din paragina de aia, că să moară familia mea, dar mai auzea nimeni de el. Dar nu că n-a făcut o faptă, îmi dă vorbim, Florin, mesaj, lic, acum. Nuțu le-a zis, Florin, că-ți dă la muie și ție și lui morții tăi, Florin Vancic, așa a spus, bebea lui Lică. A spus că își bagă pula în toți morții tăi. Lică, ăla a zis că nu te suportă, că s-a jurat pe copiii lui, dar a spus omul că el nu vrea să apară pe rețelele astea de socializare. Dănuț mi-a spus că își bagă pula în toți morții tăi de prăduitor. Mutu mi-a spus la fel. Marică, vărmiu, Marică, cu Aurică, care stă lângă tine. Tu când o să te vezi cu ei, o să zic că oamenii n-am spus așa. Așa a spus. Te-am jurat toți numai de familie. Nu, de familie nu, doar de mult. Uite, eu vorbesc și cu ei în timp ce vorbesc cu tine. A zis Pandi Vancică, vorbim că tu nu știi că nu ne ajută Dumnezeu? Până alții. N-are odată la 3 milioane, are el, altul. Acum și-a revenit de nu-s Vancică înapoi. Ai înțeles? Are 10 de milioane. 10 de milioane, înțeles? Suntem pregătiți pentru orice, Nuțule. Îți dai seama că nu l-am atitudine singur. Dacă nu stăteam și eu de vorbă cu Lică, în primul rând, cu Dănuț Vancică, în primul rând, cu Lică, cu Florin, cu Pandi, cu toată familia mea. A venit Marica, a venit familia lui Marica, ne-am strâns și noi 100 de... Ne-am strâns nicăieri, doar că am vorbit până telefoane, Nuțule, pentru că noi nu vrem să facem nimică. Tu ai ieșit pe post și mai... A costat. Ce e astăzi? Duminică? Sâmbătă? Luni la prima oară să moară familia mea, Nuțule, dacă nu-ți fac plângeri la Dicot. Că deja am primit mesaje că vrei să mă mierlești, că vrei să pui lumea să bage FSIDA, că vrei să... Cine pula mea te bagă în seamă pe tine că ești un pârlit să moară familia mea dacă te mai bagă nimeni în seamă? Păi sunt fan Evancică, băgam ești pula morții tăi și nevastă-ta, Nuțule, să-i dau la muie lui nevastă-ta. De pizda dracului. Să mă ierte Dumnezeu că te-am înjurat de femeia aia. Prostul dracului. Băgame și pula în morții tăi să-mi bag pula în tactul ăla mortul, să-i put taburul în gură. Dacă nu cred că ți-l scop pe tactul să-l cadă mâinile, că și așa am auzit că a murit dezbrăcat, Nuțule, tactul. Ai înțeles? Și vreau să-l dezgrup, ca să, dar nu să mă duc să-i rup groapa la un ferească Dumnezeu. Să fac o aprobare la instituțiile care se ocupă de profanare, sau cum se spune, că nu știu, să vreau să-l îmbrac pumul la Nuțule. Vreau să-l îmbrac pe om, a murit omul dezbrăcat. Așa sărac că ai fost, nu l-ai îmbrăcat nici pe tactul. Mamă, dacă pe mâna pe ăsta să moară băiatul meu, îl sparg, să moară copii, tu spui acum, tu. Vino dreacu-n pula mea că nu mă sun deloc. Nu m-ai sunat deloc. Stați-mă să dau drumul la telefon să mă sune Nuțu Cămătaru. Stați puțin că dau drumul să moară familia mea, are dreptate. Oameni, bun, stați că am avut telefonul închis. Am avut telefonul închis. Sunați-mă acum 0762, vă rog eu frumos, știu că avem 20.000 de nebuni. Nu sunați, sunați acum 0762 79 99 99. Sunați-mă. Nuțule, unde ești? Unde ești să moară familia mea? Stai, da. Alo, da, ești pe speaker, zi cine e. Cine e, mă, zi? Cine? Gata. Fii atent, Nuțule, ce valoare ai. Nu sunt deloc. Răspunde să vedem dacă e el, dar nu e. Du-te, dracu, de aici și ea, nu... Vino, dracu, la piață, la Lisa, vino singur, iau cu calul să mori în pușcărie, că-ți plătesc eu amenda, Nuțule, că știu că ești chitros, ești sărac. Ia-ți calul și vino în pula mea, moare copiii mei dacă există șmecheri pentru mine afară de 2-3 familii în România. 2-3 familii România, 5 familii maxim, 4 familii, 5, în toată România asta să moară familia mea și să moară copiii mei dacă țin cont de cineva de scândă un... tot de câteva familii din România. Că să moară copilașii mei, dar nu-mi risc viața pentru copiii mei, o fac și asta și rămân în istorie. Sunteți nebun la cap. Terminați-vă cu mine că sunt nebun cu capul. Terminați-vă cu mine că să moară copiii mei, dar nu sunt nebun delegat. Am act de regulă, de nebun. Îmi iau tratament, sunt sub tratament, nu mănânc. Mi-e mai merge să mănânc, mi-aș băga pe... M-au de neveste, la băieți ăștia.
Să moară copiii mei, nuțule, dar nu sunt pensionat. Să moară fata mea și băiatul meu, dar nu sunt pensionat pe caz de boală. Tu ești nebun la cap? Vezi, zis, dracu, pula mea de treaba ta. Ce te-ai apucat pe tine să mă faci tu pe mine prăduitor, fanevacicadu? Și mi-o declarație pe ce ne-am legat. Că de mâine încolo, de luni, o să scot toate alea. De luni o să mă duc la DICOT, la BCCCO, la DCCCO, la toate instituțiile și o să-ți fac plângere pentru amenințări, pentru că vrei să-mi pui viața în pericol și tu și ăia alții. Știi tu de cine zic? O să te fac praf. De ce oameni buni spun asta? Pentru că băiatul, nepotul lui Sile Cămătarul l-am tăiat. Iartă-mă, Mihai, să trăiască familia ta. L-am tăiat și plângea pe jos. Ai înțeles? Dar o să răzbune și ăsta, la altul stă el, face el pândă cu 7-8 inși și îmi dă în cap. Să moară familia mea, dar nu vei adicotul pe toți. Să moară familia mea, dar nu vei adicotul pe toți. Băgam ești pula în morții voștri, să vă fut morții în gură. Dă pizdele dracu, dă 10 ani de zile nu v-ați răzbunat pe Fane Vancic. Că unde v-ați spus că nu v-am văzut? Nuțule, vezi că am luat lui Fract o pereche lui Sile Cămătaru, i-am luat o pereche de dăștea pupate aș la pulă să-i dea lui ăla. Ai înțeles? Și am cumpărat... I-am cumpărat și o roche, să-i dau o roche, să... o roche de-asta, să o îmbrace pe la pișama și pe voi de prăduitori, de pizdele dracu, să mă piși pe voi de bulangii, de prăduitori, care vă... să moară copilașii mei, să moară băiatul meu și fata mea, să n-apuc să ajung acasă la copiii mei cu mâna pe icoana asta, oameni buni. Dacă nu Sile Cămătaru, dacă nu și-a luat mandat în penitenciar, că l-a făcut pe unul în cur. Să moară copilașii mei, dacă vă mint, am pus mâna pe icoană, sunt țigan de țigănie aici, sunt corbeni, sunt țigan de ăștia, nenorocire. Sunt oameni români care cred, oameni care le susțin pe Fane Vancică, oameni care mă iubesc, oameni care îmi donează. Eu sunt tiktoker, nuțule, dar vezi că eu de două nu fac tiktok, nuțule. Eu nu sunt ăsta așa, sunt și tiktoker, nu mă dau la parte, dar am toate calitățile, nuțule. Și ce crezi? Să moară familia mea de-un trac și cu praștia. Să moară copiii mei de nu trag bine, rău, de tot. Îmi dă Vărmiu Pandi mesaj și îmi spune, vorule, să te ierte Dumnezeu. L-a prins că să moară copiii mei, Pandi, de nu 99,99%, de nu 100%, dacă n-a luat mandat, că l-a făcut în cur. L-a făcut în cur. Păi nebunii la cap, n-am fost și-o pe Jilava, n-am stat și-o cu fisul, cu Albert, atâta timp. Și a zis Amar din Chitila, bă, dă-te dracu, nu mai fă... Băi, Amar piticul, nepotul Cristofor. I-a zis, Dumnezeu să-l ierte pe Cristofor, să-i mănânc pula lui. I-a zis, băi, ce? Să moară fata lui, să moară Evelina lui. Nu mai fă spor, dă-te în pula mea că te întâlnești cu Fane Vancică. Și m-am întâlnit cu el și la instanță, m-am întâlnit și cu el și pe la vizită. Era toți cocalarii acolo, era Freddy Americano acolo, era toată lumea acolo, ați nebunit la cap. Ce pula mea să-mi facă mie ăștia? O viață am, de câte ori mor, ești prost la cap, dar aș vrea ca toți oamenii să înțeleagă că toți oamenii care sunt intrați în discuția asta, o să vă cer la DICOT cu toții. Pentru că o să vă trimit... O să vă scriu pe toți acolo, vă fac plânge la toți la DICOT, care faceți parte, la toți și la aia din Pantelimon vă fac. Ai înțeles? La o parte. Știi tot de cine vorbesc. Ai înțeles? Nu dă, băi, nu dă tovarășul Nuțu, ăla care merge cu el pe stradă, că nici nu vreau să-i pomenesc numele la om aici. Să-i trăiască fata lui, știe el de cine zic, ăla cu chele mine, n-am treabă. La alții din Pantelimon. Și excludem familia mea. Familia lui Florin Vancică, familia mea, eu excludem. Sunt alții din Pantelimon care stă la cutie. Am aflat eu mai multe de tine, Nuțule. Ai înțeles? Nuțule, hai să te văd unde sunt cu metrii tăi. Hai să te văd cu toate că n-am nimica cu ei. Îi pup pe toți firii lui Nuțu, pe cu metrii lui, pe prietenii lui. Știe toată lumea că ești un avar. Știe toată lumea să moară copiii mei de nu te-a pus ea de la Cluj să le botezi. Și când te-a văzut cât de sărac ești, că mi-a spus niște oameni, ai fost și tu și fratele meu Ceapă, de la Cluj, da, ați fost naș la niște țigani. Îi pup și iubesc și pe țigania, nu-i cunosc. N-am auzit de țigania, nu m-am deranjat, nu i-am deranjat. N-am nicio treabă cu ei. Ideea e în felul următor. Tu te-ai spus că te-ai pus naș la aia, că te-a pus oamenii pe avantaj, că crezi că ești tu băiat bun. Când te-a văzut cât de sărac ești, că i-ai pus 5 lei. Ai pus 5 lei când te-a așteptat oamenii cu... Când te-a așteptat cu aia, cum se cheamă? Când te-a așteptat oamenii cu punga, cum se cheamă? Cu găleata de apă, oamenii cu găleata de apă, le-ai pus 5 lei, băgam ești pula în tactul ăla mortul. A zis Relu Vancică să-și bage pula în morții tăi, să o fută pe morții lui Măta în gât, Nuțu Cămătaru, și Florin Vancică a zis că să moară familia lui dacă nu se duce la pușcărie pentru tine. Nuțule,
A spus că nu e smartul, dar să moară familia lui Dăniu, ia o piatră și îți dă în ochi, nuțule. Și să moară familia mea, Dăniu, trag cu arcul, bine, rău de tot. Dacă mai apuc să mai trag cu arcul, se poate întâmpla multe oameni buni. Să știți că viața nu e așa cum eu când jur, eu mi-asum. Vă rog eu frumos, oamenii mei, familia mea, nu mai îmi dați mesaje că să moară copiii mei, dar nu vă jur pe toți. Nu mai îmi dați mesaje afară de pandii, vă jur pe toți să moară copiii mei. Care îmi scrieți din familia mea acum, dar nu vă jur direct pe live, că m-am jurat pe copiii mei. Poate să nu știți, să n-auziți. Nu mai îmi dați mesaje, ascultați-mă, eu vorbesc, că mi-asum ce vorbesc. A spus Relu Vancică că dacă vrei îl găsești la Platinum, Florin Vancică a spus că toată ziua stă pe nordul lui, nuțule. Frate meu Pinocchio, nu te-am jurat, ăla e singurul care nu te-am jurat. Bebea lui Lică a spus că îl găsești mai mult până Anglia, că el pleacă pe acolo. Lică Vancică a spus că stă toată ziua la Mola Vitan. Dănuț Vancică a spus că n-ai cum să te duci după el, că stă pe nordul lui și tu n-ai ce să cauți acolo, nuțule. Iar pe mine mă găsești online, non-stop, unde vrei tu, oricând vrei tu, la orice oră vrei tu. Vezi că eu am și dicotul, sunt și cu poliția, am și prieteni mulți în tot Bucureștiul și am și mulți care nu te halește niciunul. Deja am primit mii de mesaje. Hai să-l distrugem. Nu, îl distrug pe nimeni. Dacă mă iau cu un om normal de stradă, fie șmecher, fie fraier, nu mă duc la poliție. Iarăși, de ce? Pentru că intră oamenii, alții iese, alții intră. Pentru că tu, voi nu înțelegeți familia mea ce înseamnă site-ul ăsta de socializare. Voi credeți că eu vorbesc și mă repede 100 de ori. Nu. Intră alții, alții iese. Intră alții, alții iese. Intră alții, alții iese. Băi, nuțule, uite care e problema. Tată, a zis Florin că dacă vrei ceva, că nu e problemă. Ai înțeles? Să te duci să-l cauți. Lica a spus că stă toată ziua la Mola Vitan. Ai înțeles? M-am văzut cu el, m-a învățat să vorbesc cu unchiul Lica Vancică, că știți că Lica ne dirigează pe toată familia. El ne spune, dar de data asta a spus, nu vă bateți cu nimeni, te-a băgat la pușcărie. Du-te și fă-le plângere. Ai înțeles? Cu toate că noi nu suntem prăduitori, noi ne batem dacă e nevoie să ne batem, dar pe timpurile astea nepoțele nu mai poți să te mai bați, tată. Dacă te băteai cu orice alt șmecher din România, să moară copilul și te duceai de la poliție, dar noi te excludeam din familia mea. Cu toate că e greu să mă excludă, că eu sunt șeful familiei la ora asta, după mama, că mama e șefa, ați înțeles? Marina. Șefa la familie, mă refer la ăștia de generația mea, nu la unchii mei, la Lică, la Dănuț. La unchii mei, Mutu, niciodată, că unchii mei... Mutu a spus că îl găsești toată ziua la barbuturi, ai înțeles? E cu ea lui Cristofor pe stradă toată ziua, e cu... Eu vorbesc de al Cristofor, că îmi permit să vorbesc de ei. Vorbesc când vreau eu de ea. Deci că vreau, îmi permit, că e familia mea. Și aia moare lângă mine. Ai înțeles? Una la mână. Dar lângă mine vreau să moară domnul procuror. Domnul Rareș, domnul procuror. Sunteți unul dintre cei mai... corecți oameni care i-am cunoscut în viața mea. Iertați-mă că vă pronunț numele, îmi cer mii de scuze, domnul avocat, dacă mă ia cineva că am pronunțat numele la un procuror, îmi cer mii de scuze, dar vreau să spun decât atâta. Vedeți că există un procuror Rareș, la Dicot, care ăsta nu ia șpagă. Vedeți că există un procuror pe nume Rareș, care omul ăsta nu ia șpagă. Vedeți că există un domn procuror Rareș care lucrează cu doamnă procuroare, care cred că dânsa l-a pus cum trebuie și este și medalia domnul Rareș. Ca să știți, a câștigat multe domnul Rareș, procurorul de la Dicot, care mie mi-a luat tot. Și că am avut și că n-am avut și că a fost că eu am avut. Eu stau cu chirie oameni buni într-un apartament și a zis poliția că este al meu. Înțelegeți ce vă spun? Nichi Percea, te pup, tată. Ascultați-mă două secunde, oameni buni. Există un procuror Rareș care, domnul procuror, aș vrea să mă audă. Sunt 100% că există polițiști mulți. Vă rog din tot sufletul. Nu vreau să vorbiți prost și nici urât. Vorbiți adevărul. Dacă pe mine oamenii ăștia m-a băgat la pușcărie, eu ce trebuie să fac? Să mă duc pe bănuțule? Să moară copiii mei dacă erai smart și dacă erai șmecher? Dar nu mi-asumam și veneam eu peste tine acum. Că m-ai jurat ca să-ți arăt cât de șmecheri sunt. Dar eu nu pot să vin pentru că tu ești un prăduitor, tu ești nebun la cap. Enrico! Tu ești un prăduitor. Și vedeți că mai am un cont secundar, Fane Vancică, cont secundar, ceva de genul. Intrați și acolo și dați-mi un follow că în caz că mi-l închide pe ăsta, să avem cu cine să ne batem, că începem discuția cu Nuțu de azi încolo, dar o facem online, cum îi place lui Nuțu. Vrea și Nuțu să fie cunoscut, să moară familia mea.
Vrei să fii cunoscut, ai făcut carte și ai văzut că nu merge? Stai că fac eu carte acum despre bulangii ăștia, care, de jmecheri ăștia care bagă pula în cur. Hai, bă, să moară copiii mei, de n-am auzit că cine să fute, cine fute să și fute. Eu am dat de cât muie, de câteva ori, să mă iertați, să mă ierte soțiile voastre, că atâți ani, de la Părnai nu, să moară familia mea pe afară, când era mic, la bărbați de ăștia. Bă, oameni, glumez, mă, băi, oameni buni, cine să fute, să și fute. Să fute. Cine să fute, să fute. Cine să fute, să și fute. Ați înțeles? Băi, lasă gula, băi! Băi! Lasă morții mătii gura acolo! Auzi? Am un bloc întreg, nuțule, aici, tată. Am mulți rău de tot, suntem mulți pe scară, am 18 pe scară. Mi se pare că ți-am dat prea multă valoare, nuțule. 13.000 de oameni, dai seama că broiază pentru toate instituțiile din România. Oameni buni, eu nu vreau să caut ceartă cu nimeni. Vreau să-mi vădă copiii mei, vreau să-mi vădă familia mea. Acest interlom nenorocit, bătrân, care să moară familia mea, dacă nu cred că o să moară de la atâtea Viagra. Când ai o nevastă tânără, trebuie să ai grijă de ea, nu? Nu vorbesc despre nevasta la om, nu vorbesc despre copilul lui, dacă ai idee. Înțelegeți? Trebuie să ai grijă de ea. De el în mintea lui acum, să vezi ce să am eu grijă de tine. Nu ai ce să ai grijă, nuțule, de mine, că să moară familia mea dacă n-are procurorii grijă de tine, nu eu. De ce spun asta? Pentru că tu te-ai ținut numai de prăduieli. Tu nu ești genul domn care să vin peste tine să mă bag cu tine. M-ai băgat odată la Părnaie. Ce mai e la tine? Tu spui că eu am ieșit din lumea asta. Ce treabă am eu cu ăștia? Nu, ai ieșit din lumea asta că n-am mai avut pus să mai mergi, nuțule. Înainte era cluburile toate ale tele. Nu mai e niciun club. E ăștia acum care puște ăștia pe la cluburi, care sunt dați dracu. Băi, bune ăștia, înțeles? Nu am vorbit despre oamenii ăștia nimic de 8 ani, de zile, de 10 ani. Să moară băiatul meu și fata mea, de nu mi-au dat oamenii ăștia, nu ei. Poliția, datorită lor, cu totul, cu totul, 5 ani jumate, și am făcut 5 ani și 4 luni, nu ți le mai băgat, mâncați-și pula, am făcut termen. M-a avut 20 ceva de rapoarte. Să-mi bag pula în copiii mei și în familia mea, afară de fata mea. Dacă nu sărea sângele din nepotul tău, nuțule, cum sare, nu știu, la femeile alea care au de la squirting. Ați văzut cum sare squirting-ul din femei? Așa sărea din... Da, la fel de excitat am fost, ca și cum sărea squirting din una. Ai înțeles? Să moară familia mea cu mine, te-ai găsit, nuțul Cămătaru. Îmi cer scuze la toate nevestele, la toți prietenii mei. Îmi cer scuze la copiii, la prietenii mei. Îmi cer scuze la toate femeile care sunt mămici. Îmi cer scuze la toți oamenii care sunt oameni. Am oameni care mă iubesc și care mă respectă. Îmi cer scuze la toți finii mei. La toți oamenii care pe Fan Evancică îl iubește. Vă pup pe Fan Evancică, pe toți ăștia, după Jilava, după Rahova, după Giurgiu. Vă pup pe toți. Din toate pușcările, de la toată România asta. Vă pup pe Fan Evancică, pe tot Buzău, Călărașul, Oradea, Focșanu. Oamenii care știți că moare lângă mine, tot Buzău, Călărașul, Craiova. Nu ți le vezi că și ăla acolo și ăla Cluj, tot al meu și Clujul. Le-am luat înainte, când ai fost tu acum, a plecat 7 ani, le-am luat pe toate, înțeles? Acum, când o să plece arăși 5-6 ani, o să-ți iau tot. Ai înțeles? Pentru că deja ți-am luat iarăși, te-am băgat sub masă. Uite cât e Adidas am acolo. Te-am băgat sub masă, nuțule. Jur pe băiatul meu și pe fata mea de nu sărea sângele. Oameni buni, am plătit pentru ce am făcut. Să mă ierte Iisus Hristos, pentru că nu e laudă să faci așa ceva. Sărea sângele rău de tot. Acum poate să se nerveze și el altul și să zică, gata bă, dă. Nu mai poți, Mihăiță, să stai cu minte că să moară copiii mei dacă îl scot, dacă țin cont de nimeni. Să moară amândoi copiii mei dacă țin cont la chestiile astea de nimeni. Nu vă apropiați, nu faceți vreo glumă cu mine. Nu faceți nimic, vreo glumă, vreo ceva, că să moară copilașii mei dacă nu... Eu trag cu arcul. Eu în fiecare zi mă duc și trag cu arcul. Eu m-am făcut ăsta, trag cu arcul. Sunteți nebun la cap. Așa că, nuțule, am 12.500 de oameni pe live. Vreau să închid live-ul. Vă pup, oameni buni. Vă mulțumesc la toți care ați fost lângă mine, la oamenii pe care Fane Vancică iubește.
vă iubesc, pe toți moderatorii mei ăștia mici, pe ăștia mei mici care au salarii de 300 de dolari, de 500, de 2000, vă iubesc, să știți că oamenii ăștia vrea să mă bage la pușcărie, vrea să scape de mine. Dar eu încerc eu să-l bag pe el la pușcărie, pentru că deja a început să primesc amenințări, nuțule, ți-ai dat foc la valiză, pentru că luni la prima oră, avocatul meu se va duce împreună cu mine și cu încă 7-10 telefoane de-astea să le arăt când m-ai înjurat. Eu am ieșit pe post fiind un om și, nuțule, mă simt în teamă, nuțule. Nuțule, mă simt în teamă, rău de tot că tu la mintea ta să moară familia mea dacă n-ai merge numai cu calul, să nu bagi nici benzină, să-mi bag pula în familia mea. Ești un sărac, ai merge numai cu calul și ai merge... Am auzit că ai o barcă de-aia pe motor, să te plimbi cu ea pe acolo, pe la lac, că tu ai o casă foarte frumoasă și acolo. Dar am auzit că mi-a zis niște băieți de acolo că tu nu mai vrei să mai ai barca aia. Vrei să-ți dea cu vâzle să moară familia mea ca să nu mai consum benzină. Băga-mi ești pula în tactul la mortul, nuțule, să-ți iau pe tactul la mortul în pulă, să-mi fane Vancică și eu și toată familia Vancică. Dragoș, infrim, te iubesc. Și eu și toată familia Vancică. Băi, veniți mă la mine când vreți combinații. Nu mai vă duceți la mortul la dânuțul. Veniți la mine să vă cunun, eu să vă botez.